Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod creepy de Minecraft. E bine, fraților, în episodul de astăzi vom face Charlie Challenge în Minecraft. Ați auzit foarte bine, fraților, în momentul de față mă aflu pe Minecraft și o să facem un challenge, boys, care e catalogat ca cel mai creepy challenge din istoria Minecraftului, pentru că chicăp, chestia asta chiar merge. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Dacă vreți să facem challenge-uri de astea creepy și hai să vă zic despre ce este vorba. În cazul în care nu știți, în viața reală există un joc numit Charlie, în care ce trebuie să faci, trebuie să iei efectiv două creioane, să le pui așa pe o foaie unde scrie yes or no, yes or no, adică să faci două de yes, două de nu și să întrebi o chestie. Întrebi Charlie ești aici și după o să trebuiască să se miște creioanele alea și să zică dacă e aici sau nu. Adică într-un fel tu vorbești cu spiritul. Spiritul mișcă creioanele și vezi dacă într-adevăr e acolo și dacă într-adevăr se întâmplă chestii ciudate. Însă, băieți, noi o să facem versiunea în Minecraft pentru că e foarte, foarte populară și cică merge. Hai să vă zic, boys, care sunt pașii, o să încercăm să facem chestia asta. Bă, nu vă garantez că o să meargă, însă ar fi foarte, foarte creepy să meargă să faci un ritual de ăsta în Minecraft. Trebuie prima dată să creezi o lume de creativ și să-i pui numele Charlie. Deci, boys, dai create new, ar trebui să fii pe versiunea 1.8 și ceva, gen eu sunt pe 1.8.8 Optifine sau ceva de genul, așteptăm să se încarce ăsta. Deci, bă, vă zic, ar fi foarte, foarte mișto să meargă. Bun, și suntem aici în lumea asta, în noastră de Minecraft. Hai să vedem dacă filmăm. Deci, bă, sunt super, super excited de toată chestia asta. Bun. Și hai să vezi ce trebuie să facem. Trebuie să facem gen asta, am luat-o de pe net, nu bag de la mine sau ceva de genul. Trebuie să facem aici puțin loc și să începem să facem chestia aia, gen ritualul Charlie. Având în vedere că în Minecraft nu avem foi și creioane cum e challenge-ul original, o să trebuiască să improvizăm ceva. Și hai să vă zic cum trebuie să facem. Trebuie să luăm redstone. Fiți atenți, să luăm redstone. Trebuie să luăm sign-uri. Gen redstone torch, redstone, sign-uri și un chest, fraților, fiți atenți. Și va trebui să luăm un chest. Iar acum, boys, o să trebuiască să facem toată chestia asta. Uitați, vă punem aici frumos. O să trebuiască să facem într-un fel tabla de Charlie. Și cum facem chestia asta? Păi hai să începem de aici. O să punem așa, una, două, trei și o să le punem, uitați, așa. După o să mai mergem aici, o să mai punem una, două, trei și o să le punem iar așa. Uitați-vă bun. Deci o să punem chestia asta așa, una, două, trei. Una, două, trei. Am făcut un fel de... Ia să spunem așa. Am făcut un fel de... Habar n-am cum să-i zic, fraților. Deci stați, uite, nu, stați că am dat... Aici am făcut greșit, bun, nu. Stați că am făcut greșit aici. Da, uite, așa, stați, deci nu că am făcut greșit, bun, dă-i așa, așa, bun. Nu, stați, acum așa... Și așa, bun, deci uitați-vă, cam așa trebuie să arate situația. Acum, boys, ce o să trebuiască să facem? În mijloc, o să trebuiască să punem aici un sign unde să punem întrebarea de la Charlie. Aici, boys, o să trebuiască să facem asta. O să trebuiască să schimb yes și să schimb aici. Deci acolo am pus yes. Aici o să punem iară yes, adică da, să ne zică da. Bun, aici o să punem, mamă, o să le punem aici yes. Aici o să punem iară nu. Și aici o să punem iară nu. Iar acum, boys, avem teoretic chestia aia pe care o ai și în viața reală cu da sau nu. Însă, după cum vedeți, nu e cum era înainte să fie pe diagonală într-un fel, adică să pice așa, o să pice așa pe verticală. Și hai să vă zic, boys, cum, care-i treaba cu challenge-ul ăsta. Deci, dacă eu iau și pun o torță aici și o să pun fix așa, hopa, s-a aprins toată asta de yes, adică Charlie mi-a răspuns. Dacă pun o torță aici, s-a aprins asta de nu. Și noi o să vedem, o să comunicăm cu Charlie prin chestia. O să punem da sau nu. Însă, boys, cum facem chestia asta? Ei bine, challenge-ul ăsta durează undeva, o să dureze undeva la o oră sau mai multe. Adică momentan acum e ora 8 și ceva seara, nu e foarte, foarte seara, însă sper să nu mă apuc noaptea când fac chestia asta. Ce trebuie să facem? Trebuie să punem aici un chest. Unde? Să-i lăsăm lui Charlie un redstone torch acolo. Noi să scoatem toate chestiile astea din inventar, iar aici în mijloc să-i punem întrebarea. Charlie, are you here? Și o să punem aici Charlie. Are you here? Hai să punem așa, are you here? Iar acum, boys, se spune că dacă, hai puțin să dăm așa, dăm un game mode survival, dacă, boys, fiate, trebuie să fie neapărat jocul pornit pe LAN, nu știu de ce, poate trebuie să intre cineva pe joc sau ceva de genul, dacă e jocul pornit pe LAN, dai time send aici, este noapte, trebuie să aștepți puțin, după când revin joc, o să ți se răspundă la întrebare, o să fie torța pusă aici sau aici, gen. Ideea e că și că nu merge de fiecare dată, însă eu sper să meargă. Acum, boys, e ora 8 și ceva, o să revin peste, hai să zicem, nu chiar, hai să nu facem o oră, boys, mai am prea mult, hai să zicem jumătate de oră, deci o să revin peste jumătate de oră să văd dacă s-a întâmplat ceva cu harta asta. Ok, fraților, a trecut jumătate de oră și acum ne-am conectat. Bun.
Deci, dacă ar trebui să fie treaba treabă, gen, eu înainte să ies de pe artă, m-am pus aici special ca să nu fie cine, gen, să nu văd dacă din prima, dacă mi s-a răspuns la întrebare, ar trebui să fie aia de redstone, să fie pusă undeva și Charlie să fie răspuns la întrebare. Sunteți pregătiți să ne uităm în spate, boys? Deși că s-ar putea să nu meargă din prima, să sperăm să meargă. 3, 2, 1 și... ok, fraților, deci nu a mers din prima. Bă, asta e nașpa rău de tot, man. Nici ies, nici nu, dar ok, torța mai e aici. Deci, bă, teoretic nu s-a întâmplat nimica. Da, asta e nașpa, bă. Deci, ok, dar am încercat numai o dată. Hai să mai încercăm încă o dată. Dificultatea normal, bun, deci o să mergem, uite, fix aici, pe blocul ăsta. Aici o să ne deconectăm și o să revenim din nou în jumătate de oră. Fraților, am mai trecut jumătate de oră, am intrat din nou pe hartă. Deci, bă, asta e a doua încercare. Bă, sper pe bune să meargă. Deci, bă, dar nu știu, man, bă, adică ar avea logică să meargă, dar ar avea logică nici să nu meargă. Bă, eu cred că o să meargă, adică am văzut chestia asta și nu cred că... sper să nu fie fix și să-mi iau într-un fel, să-mi iau eu prank. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... N-a mers, boys. Bă, vezi? Mai asta aici? Mai e... Bă, voi vedeți? Eu nu aici am pus sign-ul ăsta. Bă, e sign-ul cu yes. Aici trebuia să fie sign-ul cu nu. Bă, frate meu. Mamă, ce mamă, am văzut oaia neagră. Chiar dacă e cineva, uitați-o acolo, e oaia neagră. Bă, aici am pus. Bă, mi-amintesc clar 100%. Aici e nu. Uite, vedeți, aici iară yes. Și bă, sau bă, sau le-am pus eu așa? Ia asta spune. Bă, fraților, m-am uitat. Bă, deci mi-am uitat. Cred că doar sunt prost, ești nebun. Aici am pus yes. Aici am pus yes. Aici am pus no. Și aici am pus no. Sau... Nu mă, că... Deci, bă, ideea e că m-am uitat pe filmare. De-aia am oprit. Ia să vedem ce e acolo. În față e... Oaia, mamă, nu mai am sprint deja. Deci, bă, băieți, bă, s-a inversat chestia asta. Reston torciu încă e aici. Bă, ok. Devine din ce în ce mai ciudat ăsta. Haideți să mai încercăm încă o dată. Și ce zic? O să intru aici, da, o să intru peste 10 minute. Nu mai am rădare. Deci vă zic sincer, nu mai stau jumătate de oră, intru peste 10 minute, stăm pe același bloc ăsta. Și hai să ne deconectăm și să vedem ce se întâmplă peste 10 minute. Ok, fraților, acum reconectăm. Nici n-au trecut 10 minute, vă spun sincer, să mă arăt băieții buni. Haideți, deci, bă, fac pariu că acum o să meargă. 3 de 1 și... Mamă, n-a mers. Mamă, și cred că o să vină asta după mine. Bă, dar de ce nu merge? Ia, s-a mai schimbat ceva? Nu. Mamă, vine asta după mine, mamă, trebuie să mă bag cu el. Boi, stai să-mi dau game mod creativ, să-mi dau niște, gen, o sabie sau ceva. Deci, hai să-mi dau un golden apple și o sabie, uite, să-mi dau un golden apple. Îmi pare rău că fac asta, dar na, vreau să fiu aici pe treabă, game mod survival bun. O să-mi dau golden apple ăsta, boys, bă, dar nu s-a mai schimbat nimica. Bă, da, pe bune, asta s-a schimbat cu yes or no, hai să vedem. Deci, mamă, câți scheleți acolo, bun, deci avem yes. No, deci nu s-a schimbat absolut nimic, sau? O fi că s-a schimbat astea. Nu, yes și nu, iară, mamă, ăștia vin după mine. Nu știu, bă, nu mai e torță aici, fraților, nu mai e torță aici și atrag după mine, boys. Bă, o să dau, cum zice, o să dau difficulty peaceful, numai ca să dispare și după o să dau iară. Sper că n-am stricat ceva, difficulty normal, bă, au dispărut scheleții. Deci, bă, fraților, a dispărut torța aia, man. Bă, bun. Hai să mai încercăm încă o dată. O să arunc sabia asta undeva pe aici, că nu cred că o să am nevoie de ea. O să ne deconectăm iar aici și o să revenim în 10 minute. Ok, fraților, acum suntem la 5-a, 6-a, barna, mă, câta încercare. Hai să vedem! Dar e pus la nu. Bă, n-are ce logică, mă, de ce e pus la nu? Ok, băiți, asta e ciudat rău de tot. E pus la nu. Bun, deci, dar nu, n-are cum ea. Nu mai e nimic nici aici, boys. Și restul întotdeauna, pun eu la yes. Na. Ok, fraților, deci a fost pus la nu ăsta, o fi că e la random, efectiv, adică nu e nimica creepy în toată chestia asta. Doar faptul sau, bă, faptul că s-au schimbat astea, gen, cu yes, cu nu, gen. Adică s-a schimbat, poate le-am pus eu prost, bă, ideea e, hai să vă zic o chestie. Ce am văzut eu pe net era, deci nu știu, bă,
Ce am văzut eu pe net, uitați-mi să abia acolo, era fix invers, adică inițial aici era pus nu și acolo era pus da, știi ce zici? Și cred că se inversau și trebuia să apară acolo, nu știu, abar n-am. Bă, fraților, asta a fost și Aricia Challenge, a fost un mare, mare fail. Dacă v-a plăcut, uitați să vă lăsați buton de like. Eu am fost Maruseancu cu și ne revedem curând cu episoade noi de Minecraft și de jocuri creepy pe canalul ăsta. V-am pupat pe toți, aveți și de voi, pa, pa!